Vă salut, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și azi urmărim documentarul semnat de George Hodorogea, misteriosul personaj care vizitează mormântul lui Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, unul dintre cei mai cunoscuți și controversați scriitori nord-americani, a fost un poet, romancier, nuvelist și critic literar american, creator al genului de scurte povestiri și precursor al literaturii moderne de ficțiune științifico-fantastică. A dus o viață de poem și a sfârșit tragic în mizerie, opium și alcoolism, dar tocmai din acest infern al existenței sale s-au născut multe dintre creațiile ce aveau să impună literaturii universale norme de evaluare estetică necunoscute până atunci. În cei 40 de ani a unei vieți halucinante, scriitorul a izbutit să publice multe volume de versuri, de proză, estetică și teorie literară, făcând dovada unei forțe de creație extraordinare. Născut la Boston dintr-o familie de actori, Edgar Poe rămâne orfan de ambii părinți la vârsta de 3 ani și adoptat de familia John Allan, un negustor înstărit din Richmond, Virginia, primind numele de Edgar Allan Poe. După studii secundare în Liverpool, Anglia și în Richmond, se înscrie în 1825 la Universitatea din Virginia, pe care este nevoit să o părăsească după un an, lipsit de mijloace materiale și înglodat în datorii în urma unei vieți extravagante, ceea ce a dus la un conflict cu tatăl său adoptiv. Poe încearcă să urmeze o carieră militară, dar este exclus din Academia Militară West Point din cauza săvârșirii unor acte deliberate de indisciplină. În 1833 înregistrează primul succes cu povestirea Manuscris găsit într-o sticlă, câștigând concursul organizat de revista Baltimore Saturday Visitor. Se stabilește în Baltimore și devine redactor principal al revistei Southern Literary Messenger, dar pierde postul după scurt timp datorită exceselor sale alcoolice. Apariția romanului Aventurile lui Arthur Gordon Pym atrage atenția publicului și a criticilor și îl consacră. Rămâne celebru prin povestirile Prăbușirea casei Usher, Crimele din Rue Morgue, Misterul lui Marie Roget, Masca morții roșii, Pisica neagră, Pruba și pendulul, Crăbușul de aur, etc. Corbul, destinul și moartea. În ianuarie 1845, publică în revista New York Evening Mirror celebrul său poem Corbul, The Raven, care a provocat o adevărată senzație. Într-un sumbru miez de noapte, când, sleit și slab, în șoapte, cercetam doctrine stranii, strânse în jerpelit cotor și picam de somn, deodată auzi o foarte înceată lovitură repetată în ușa mea, izbind ușor. E vreun călător, șoptitam, care ciocăne ușor. Doar atât, un călător. De atunci corbul ca o stană nu mai flutură din pană, stând pe bustul mândrei palas fantomatic sfidător. Ochii lui au parea treaza unui demon ce visează, baza lămpii proiectează umbra neagră pe covor și al meu suflet niciodată, smuls din ea de pe covor, nu va mai sui în zbor. Îmbolnăvirea și moartea soției sale Virginia în anul 1847 îi accentuează însă abuzul de băuturi alcoolice. Poe duce o existență tot mai dezorganizată care îi precipită ruina fizică și spirituală. Hotărât să se recăsătorească îmbibat cu opiu și alcool, a plecat să-și aducă fosta soacră la nuntă, dar nu a mai ajuns la destinație. După o dispariție de câteva zile, e găsit în ziua de 3 octombrie 1849, căzut pe un trotuar în orașul Baltimore în stare de confuzie mentală. Moare 4 zile mai târziu, într-un spital din Baltimore, la 7 octombrie 1849, cauza morții fiind rabia, turbare. Ateul convins care a fost toată viața, Poe rostește ultimele sale cuvinte: Doamne, ai milă de bietul meu suflet. Scriitorul psihopatolog. Poe a fost unul dintre primii gânditori care au încercat o investigație metodologică a minții subconștiente,
Deși nu a formalizat științific că studiul psihopatologiei complexe, a isteriei sau a perversiunii, teoriile psihologice dezvoltate de Păunăseuri, în recenzii și notele referitoare la propriile texte, au fost numite de Charles Baudelaire camerele secrete ale minții sale. De exemplu, în prăbușirea casei Usher, cu minunatele camere întunecate, mobila bizară, acoperișurile cu arcade, cu pasajele întortocheate și cu fisura ce trecea drept prin centru, Poe realizează un model pre-freudian al minții subconștiente. Poe s-a folosit de povestirile gotice pentru a explica stările mentale obsesive. Capacitatea lui de analiză l-a făcut să depășească limitările genului gotic, astfel încât în unele dintre lucrările sale atipice și neglijate, precum Demonul perversității și Între trezire și somn, el trece la o abordare psihologică modernistă a personajelor și evenimentelor. Conform observației lui Richard Wilbur, Poe a fost primul scriitor al epocii moderniste care a descoperit cel mai caracteristic subiect al secolului al XX-lea, dezintegrarea personalității. Previziune, coincidență sau instinct criminal? Misterioasa moarte a unei vânzătoare din New York ajunge pe prima pagină a ziarelor în vara anului 1841. În anul următor, un tânăr scriitor, numit Edgar Allan Poe, publică o povestire cu asemănări uimitoare. Ce se întâmplase? Într-o zi toridă din vara anului 1841, cadavrul unei tinere a fost găsit plutind în apele fluviului Hudson, lângă Weehawken, New Jersey. S-a constatat că era Mary Cecilia Rogers, o fată drăguță în vârstă de 21 de ani. Presa din New York a tratat pe larg cazul, publicând zilnic reportaje despre eforturile depuse de poliție pentru rezolvarea misterioasei morți a fetei și ample speculații pe seama identității ușigașului ei. Nimeni nu credea că Mary ar fi căzut accidental în apă. Primul suspect a fost Anderson, patronul lui Mary, care o conducea deseori acasă seara. Dar chiar dacă nu reușise să furnizeze un alibi convingător pentru ziua dispariției fetei, poliția l-a eliberat repede și și-a îndreptat atenția spre logodnicul lui Mary, David Payne. Acesta era un locatar al pensiunii ținută de mama ei în Hoboken, New Jersey. Payne a recunoscut că o văzuse pe fată în dimineața în care dispăruse, cu 3 zile înainte să-i fi fost găsit trupul. Poliția a descoperit apoi primele probe într-o zonă împădurită de lângă fluviu, un combinezon, o eșarfă, o umbrelă și o batistă cu inițialele MR. Iarba era strivită ca și cum ar fi avut loc o luptă. Curând după aceea, tot acolo s-a sinucis David Payne, luând o supradoză de laudanum, tinctură de opium. Printre cititorii ziarelor se număra și Edgar Allan Poe. În acel moment era în căutarea unui subiect pentru continuarea primei lui nuvele polițiste, Crimele din Rue Morgue. Cazul Mary Rogers era tocmai bun de rezolvat de către personajul său, inspectorul Dupin. În povestirea lui Edgar Allan Poe, Mary devenea Marie Roget, New Yorkul devenea Paris, iar râul Hudson se transforma în Sena. Poe încheia povestirea refuzând să dea numele criminalului, așa cum făcuse în alte nuvele polițiste. O notă a editorului explica: din motive pe care nu le vom dezvălui, dar pe care mulți cititori le vor bănui cu siguranță, ne-am luat libertatea să omitem din manuscrisul ce ne-a fost predat detalii privind indiciile aparent minore descoperite și urmărite de Dupin. Ni s-a părut recomandabil să prezentăm publicului pe scurt numai rezultatul obținut. La data când apărea povestirea, poliția încă nu rezolvase cazul uciderii lui Mary Rogers și unul dintre suspecți era chiar Edgar Allan Poe. Frecvent vizitator al New Yorkului, Poe putea foarte bine să o fi cunoscut pe Mary la tutungerie și să fi dorit de la ea satisfacția sexuală pe care soția sa nu i-o oferea. Dar era el capabil de crimă? Coincidențele bizare din roman indică cel puțin o pistă în cazul lui Poe, pistă pe care poliția a și cercetat-o fără izbândă. Ciudat este faptul că Allan Poe semăna perfect și fizionomic, dar și la îmbrăcăminte, cu suspectul indicat de poliție. Oare Edgar Allan Poe în roman și-a rezolvat și descris propria sa crimă? Rămâne un mare semn de întrebare și, din păcate,
Nimeni nu mai poate răspunde la această dilemă. Bizarerii după moartea lui Edgar Allan Poe, trandafiri roșii și coniac franțuzesc. Te amintim acum câte ceva dintre mărturiile lui Jeff Jerome. Într-o zi, pe un cer de crăpau pietrele, Jeff Jerome pășea zgribulit printre mormintele din cimitirul Westminster din Baltimore, cu nasul vârât adânc în gulerul paltonului și ochii abia mijiți. La un moment dat observă că lângă piatra funerară a lui Edgar Allan Poe sunt așezați trei trandafiri roșii și o sticlă de coniac franțuzesc începută. Era dimineața zilei de 19 ianuarie 1977 și tocmai se împlinau 168 de ani de la nașterea marelui scriitor. Jerome, care abia fusese numit de numai câteva luni custode al casei memoriale Poe, a aflat surprins de la paznicul cimitirului că istoria cu trandafirii și coniacul se repetă cu regularitate în fiecare an și nimeni nu știe cine îi aduce, deși au supravegheat des mormântul. Intrigat de poveste, Jeff Jerome începe să facă investigații și descoperă în The Evening Sun, ziarul de seară din Baltimore, un articol din 1949 despre restaurarea bisericii Westminster. Jurnalistul relatează ca pe o curiozitate faptul că noaptea de 19 ianuarie, când s-au împlinit 100 de ani de la moartea părintelui literaturii de groază și mister, Edgar Allan Poe, un individ enigmatic a lăsat pe mormântul din cimitirul aflat în vecinătatea bisericii renovate trei trandafiri roșii și o sticlă de coniac. Descrierea admiratorului secret pare ruptă de-a dreptul dintr-o scriere a maestrului, o siluetă înveșmântată într-o pelerină neagră, o eșarfă albă la gât, o pălărie neagră cu boruri mari acoperind trăsăturile feței, un baston cu măciulie de argint. Omul în negru a închinat un pahar de coniac franțuzesc, apoi a dispărut în noapte. Din discuțiile cu mai mulți martori, custodele află că povestea este chiar mai veche, vizitele misterioase începând încă din anii 1920. Pândă în noapte. Jeff Jerome se hotărăște să dezlege misterul. Anul următor, în noaptea de 18 spre 19 ianuarie, el a pândit din mașină lângă grilajul cimitirului, de unde putea vedea mormântul lui Poe. A așteptat ceva ore, dar o teribilă nevoie de a urina a început să-l chinuie. S-a frământat minute bune pe scaun și în cele din urmă n-a mai rezistat. S-a repezit în clădirea de vis-a-vis. Când s-a întors, ratase momentul. Pe mormânt se aflau deja trandafirii și sticla, același coniac franțuzesc Martel. Eram teribil de furios pe mine însumi, a declarat Jerome apropiaților săi. În anul următor, pentru a evita orice surpriză, el a vorbit cu patru prieteni, aranjând o pândă în grup. De data aceasta, și-au fixat ca loc de observație catacombele reci și jilave din apropierea mormântului. Și-au putut vedea personajul misterios. Corespundea perfect descrierii vechi din ziar. Haina neagră, pălăria cu boluri largi lăsate peste față, eșarfa albă, baston. Silueta se apleacă deasupra mormântului, așează trandafirii, apoi își toarnă un pahar de coniac, îl închină în cinsta lui Poe, îl golește și pleacă. Jerome. În anul următor, Jerome primește din nou permisiunea de a-l pândi pe vizitatorul misterios, așteptând însă în interiorul bisericii. Pentru această ocazie, el invită mai mulți prieteni, profesori sau fani declarației autorului, dar povestea s-a răspândit rapid și zeci de curioși se înghesuie în noaptea de 19 ianuarie la grilajul cimitirului pentru a-l vedea pe omul în negru. Jerome și-a dat seama că acesta nu va mai pătrunde pe poarta principală a cimitirului fără a fi observat. Am sfârșit prin a-i facilita intrarea, mărturisește el, și nu m-am simțit câtuși de puțin vinovat că am înșelat oameni. Întrebat dacă a lăsat deschisă poarta din spate, Jerome a răspuns doar, poate. Astfel, curiozitatea fanilor a rămas fără răspuns. Dar în anul 1990, un fotoreporter de la Life Magazine, trimis special la Baltimore, reușește să-l surprindă în imagine pe cel numit Poe Toaster, cel care bea în cinsta lui Poe. Nimeni nu l-a recunoscut pe personajul din acele fotografii al negru. Și nici nimeni nu l-a oprit să-l întrebe cine este. Dintr-o stranie reținere sau poate din respect, tot mai numeroși și curioși se feresc să-l inoportuneze. De-a lungul timpului, ritualul din 19 ianuarie
e însoțit de mici mesaje lăsate de omul misterios. Edgar, nu te-am uitat, scrie de pildă pe unul. Toate mesajele, precum și sticlele de coniac Martel, sunt încredințate de Jeff Gerow muzeului Poe, al cărui custode este deschis la câteva străzi departare de cimitir. În 1993, în mesajul primit de la vizitatorul misterios, scria: torța va fi transmisă mai departe. Iar Gerow crede că vizitatorul necunoscut și-a găsit deja un succesor pentru când va veni timpul să moară. În anul 2009 se împlineau 200 de ani de la nașterea lui Poe. Se pare că a fost și ultima apariție a vizitatorului, a omului negru. Din acel an, veghea de la mormântul lui Poe a devenit zadarnică. Nimeni nu a mai adus trandafiri și coniac. În 2012, custodele a proclamat oficial sfârșitul omului negru. Are așa să fie? Sau e doar un gest de a-l proteja pe aducătorul omagiilor postume? O întrebare totuși. Cum de peste 100 de ani același individ a venit în fiecare an la mormântul lui Edgar Allan Poe? Răspunde cineva? Ofranda ciudată. Presa a lansat tot felul de ipoteze despre semnificația ofrandei aduse lui Poe. Astfel, cei trei trandafiri ar reprezenta fiecare pe câte unul din cei trei răposați îngropați la Westminster. Edgar Allan Poe, soția sa Virginia și soacra sa Maria Clemm. În ceea ce privește coniacul, acesta nu e pomenit nici măcar o dată în scrierile lui Poe, spre deosebire de exemplu de șampanie sau de vinul de Amontillado, iar poetul însuși l-a băut doar când i l-a oferit alții, dat fiindcă nu și-a permis niciodată o asemenea licoare scumpă. S-a speculat așadar că e vorba de o pasiune personală a închinătorului lui Poe. Cert este că Allan Poe a trăit misterios, a murit la fel și chiar la peste 100 de ani de la moartea sa se mai produc mistere în jurul său, adică la mormântul din Westminster. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și până la următoarea întâlnire vă doresc zile senine. Pe curând!